Bună tuturor și ne-am găsit la un nou video. Astăzi am pentru voi un tutorial de machiaj în colaborare cu Adela Manolache, aici pe YouTube. Ea este un make-up artist din București, are și un studio de machiaj. Dacă doriți să intrați la ea pe canal și pe Facebook, am să vă las link-urile în descriere. De asemenea, am să vă las și link-ul către tutorialul ei de machiaj. Este superb, l-am și văzut deja. Am hotărât să facem o colaborare de machiaj pentru Paști. Eu am hotărât să fac un machiaj mult mai puternic, cu accent atât pe ochi și pe buze. Este un machiaj boho chic. De asemenea, am și niște cercei super drăguți. Ăștia sunt de la Accessories Maria. Am să vă las și linkul ei în cutiuța cu descrieri. Și la păr am optat pentru o cordeluță din păr natural, adică părul meu. Și de asemenea am optat pentru un ruj puternic. Acesta este Charlotte de la NARS, din noua gamă Audacious Lipstick. Ok, de asemenea am făcut un machiaj foarte ușor de realizat, care să accentueze ochii. Am folosit și gene false, însă dacă nu doriți să apelați la gene false, puteți să le lăsați simple. De asemenea, dacă nu doriți un ruj atât de puternic, puteți foarte simplu să optați pentru un ruj nude, probabil vi s-ar potrivi mult mai bine. Mie îmi place foarte mult acest machiaj și așa am să îl și port. Și dacă doriți să vedeți cum am realizat acest machiaj, urmăriți în continuare tutorialul. Ok, am aplicat deja primerul meu Red Earth. Apoi iau acest bronzer închis și acest taupe și am să aplic aici deasupra pliului și am schimbat pensula fiindcă era prea murdară aceea și prin mișcări circulare amestec culorile. Din aceeași paletă am să iau acest taupe cu acest maro pentru a crea un degrade și foarte încet mai aici în pliu, mai jos de culoarea care am aplicat-o, astfel încât vom crea un degrade. Trebuie să fie toate culorile frumos suprapuse, astfel încât să nu fie nici măcar o urmă de trecere. Și fac mișcări de dute-vino, la fel și mișcări circulare, până când obțin efectul dorit, la fel ca aici. Iar acum am să vin puțin și pe pleoapă, cam până la mijloc, pentru a crea un degrade pentru negru care urmează. Cu aceleași culori, n-am luat mai multe culori sau alte nuanțe. Iar acum am să iau negrul acesta din paletă, este foarte pigmentat și am să-l aplic încet până obțin efectul dorit. Și doar în colțul acesta extern îl aplic și am luat o pensulă din aceasta mai mică. Nu e chiar creion, însă e o pensulă de blending. Și încă nu este bine amestecat, așa că am să revin cu pensula aceea pe care am folosit-o pentru maro și am să combin aici culorile astfel încât să nu fie nici măcar o urmă de duritate. Și acum se poate observa trecerea de la negru, maro închis și maro deschis. Acum vi se pare un dezastru total, dar până la urmă va arăta foarte bine. Și revin cu negru pentru a crea intensitate. Și amestecăm. Ok, iar acum, fiindcă am obținut degradeul dorit, am să iau un pigment de la MAC care se numește Naked. Iar apoi am să vin cu pigmentul Vanilla, tot de la MAC. Am să iau o pensulă din aceasta super mică pentru detaliu. Prima dată iau pigmentul Naked și îl aplic pe toată pleoapa. Mai bine zis, la începutul pleoapei, în colțul intern, în mișcări de tapotare, până ajung aici la granița cu negru. Vin un pic cu degetul și le amestec. Nu știu dacă lumina l-arată într-adevăr cum este el, dar e foarte frumos. Vin cu pigmentul Vanilla, pe care am să-l aplic aici în colțul intern pentru început. Foarte puțin pentru un pic de luminozitate. Și, bineînțeles, pe arcul arcadei. Asta arată superb în poze. Și ca să fie o trecere frumoasă, vin din nou cu o pensulă curată și amestec aici cele două nuanțe.
cred că lumina puțin este prea tare și spală culorile. Cer scuze pentru asta. Așa. Iar acum, superbitatea clipului este acest Glitter Reflex Gold de la MAC, care îmi place la nebunie. Sper să se vadă la fel de frumos și pe cameră, pentru că aici văd că nu prea se vede, nu știu de ce. Dar în realitate se clipește extraordinar de frumos și e ceva unic, n-am mai găsit nicăieri un glitter din acesta. Și un glitter foarte fin, adică nu veți avea nici probleme cu el și nici nu este un glitter super țipător, astfel încât puteți să-l purtați și pe timpul zilei. Iar acum am să folosesc acest tuș de la P2, este unul waterproof, îmi place foarte mult. Acum aplic genele și voi folosi acestea de la Femme Fatale în Mr. Demil, care sunt superbe. Arată cam așa. Ok, am și aplicat deja genele până se usucă lipiciul. Am să aplic acum un creion nude de la Oriflame. Am vrut neapărat un creion nude pentru că cel alb este mult prea vizibil, prea puternic. Nu este atât de natural. Și acesta e foarte pigmentat și moale. Mai aplic și aici fiindcă s-a dus, văd că. Acum iau un creion la fel, tot de la Oriflame, negru, foarte pigmentat și îl aplic aici chiar la baza genelor. Iau o pensulă plată și amestec acest negru foarte bine. Acum iau o pensulă și mai mică de detaliu și acel negru din paleta M Cosmetics pe care vi l-am arătat și mai înainte. Și pur și simplu sigilez acum acel creion, tapotând peste el un fard negru. Iar acum iau marou pe care l-am folosit la început și o pensulă din aceasta mică și amestec foarte bine aici. Și mai un fard nude pentru a amesteca mai bine aici la bază. Și acum revin cu pensula de detaliu pentru a crea o linie aici mai intensă, astfel încât ochiul va fi super conturat. Și am terminat. Ok, machiajul a fost realizat în totalitate cu această paletă de la M Cosmetics. Este The Love Palette, Life Palette, Love Palette. Și de asemenea am folosit și 3 pigmenti de la MAC, Naked, Vanilla și Reflex Gold. Pentru ten am folosit acest primer de la Max Factor, pentru fond de ten am folosit acest fond de ten de la Pupa, Made to Last. Apoi ca și iluminator am folosit acest stick Santa Lucia de la NARS. Ca și pudră am folosit-o pe aceasta de la Tony Moly, de asemenea am și un review la ea, am să vă las link-ul în descriere. Contour, am folosit această pudră teracotă de la Oriflame și ca și blush am folosit acest blush de la By Terry, Densilis Blush în nuanța Nude Dance și vreau să vă arăt și culoarea, așa arată. Mie îmi place foarte mult culoarea. Și cam atât. Acesta a fost tutorialul, dragii mei. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un big like și de asemenea să treceți și pe la Adela să vedeți și clipul ei. Până data viitoare, vă pup și vă doresc un Paște fericit. Vă pup! Pa, pa!